Dragul ăsta este pure accessories. Vreau să-i explic puțin care este mindset-ul meu când ies afară în public și ce fac eu, de ce mă îmbrac așa și care este treaba cu toate chestiile astea. Păi, în primul rând, îmi place să am un theme. Îmi place să fiu îmbrăcat în așa fel unde the accessories stand out. Dacă este să fie alb, white gold, îmi place să fie totul white gold. Nu o să fie yellow gold and a white gold and a rose gold, like it doesn't make sense. Îmi place să mă sortez, știi? Și până la urmă, toate chestiile astea este un investment, sunt chestii real, they are solid, costă bani, pot să le vând oricând dacă asta doresc și din contră, the price, valoarea, crește, în cauza că aurul se scumpește și poate dacă o port eu, poate și asta o să ajute în viitor, nu știu, glumesc, dar orice, oricum, mie îmi place să mă uit la astea ca un fel de asset și nu este o pietre de bani. Facem un fit check. O să luăm de jos în sus. Vreau să începem cu acești runners. They are Balenciaga tracks. Îmi plac foarte mult. Albastru fiind my favorite color, este, I love it, like, trust me, albastru is cea mai tare pentru mine. Iubesc albastru. Și îmi place să nu fiu foarte, foarte flashy în îmbrăcăminte când am accessories pe mine. Că toată chestia este contrastul, știi? Trebuie să știi cum să iasă în evidență. Și nu vreau să take away from the shine, the beauty of the accessories, să am un tricou foarte încărcat cu tot felul de chestii. Sunt niște basic shorts, jean shorts. Am aici un accessory, un belt, it's a Louis V, care este tare din cauza că, uite, poate să fie și purtat așa, că este reversible. Are două fețe, știi? E tare. E important să fie alb, ca să meargă cu lanțul și cu îmbrățările. Deci până și la asta mă gândesc, știi? Acum, eu înțeleg că ochelarii sunt cu galben, dar nu contează. E ok să ai puțin galben undeva. Cum ar fi puțin galben în inel, puțin galben în ceas. E ok să fie offset, știi? Dar cu gust. Tricoul e simplu. Tricoul este negru, este stretchy, e fitted și este simplu. Ca să iasă în evidență the Cuban link. Acum, we have a pinky ring. We have two Cuban bracelets. One is bust down, one is semi-bust down. Okay. We have the Rolly. We have the LV sunglasses, care merg cu cureaua. We have the high top fade. We have the Colgate smile. Și ce să zic, nu știu, mă simt foarte bine în pielea mea. Îmi place când ies în public să fiu aranjat cap-coadă. Și nu uitați că, până la urmă, toate chestiile astea e un want, nu e un need, nu prea am nevoie de ele, dar mie îmi place. Dar fii atent, mai am puțin gold undeva. Asta este ceva tare, vreau să vă arăt. It's a pendant with the TJ Miles logo. Fix exact cum este logo meu, știi? TJ Miles. Am pus că TJ, chestia asta este super tare, stă fix aici. Și vreau să zic o chestie, Tracer Gold is the plug. The plug, ce înseamnă? Conexia, înseamnă legătura, înseamnă locul care are grijă de TJ Miles când vine vorba despre bijuterii. Bust-down-ul a fost făcut custom-made de la Tracer Gold pentru mine. Shout-out Tracer Gold, sunteți foarte tari, au foarte multe locații, tot, peste tot în România. Este white gold, 18 karat, VVS, diamonds, calitate bună, am certificat de diamante, l-am testat, știu exact despre ce e vorba. Și colaborarea este foarte, foarte tare. Că nu puteți să mai zbor în Miami să-mi iau un Cuban link, știi ce vreau să spun? Și voi puteți să faceți acest lucru. Nu toți să aveți bust down, nu toți să aveți white gold, yellow gold, whatever. Au options pentru orice buget, orice buzunar, orice dorință, nu există. Puteți să, decât să mergeți la ei pe website, să vedeți pe ce e vorba.